am făcut dilema zilei de astăzi pe un subiect fierbinte, respectiv cum să treci mai ușor peste o despărțire. Și cine putea să vină să ne vorbească despre aceste lucruri decât păreriștii Radio 21. Bună dimineața, începem cu un maestru al despărțirilor și suferințelor din dragoste, cu domnul Șocanu. Neața. La naiba în puii mei. Bună dimineața, domnul Șocanu. Cum să trecem mai ușor peste o despărțire, peste un necaz în cuplu? La naiba, dregulesc cu dreguleanu, dreguliș, dreguleț, pufuleț, aten. Dacă te părăsește, vezi că mă bâlbui deja că mă gândesc. Dacă te părăsește bărbatul cu care ai stat, pe care îl iubești și ai petrecut clipe minunate cu el, îl înlocuiești cu altcineva. Spre exemplu, dacă tu m-ai părăsit, eu o să-l iubesc pe DJ Andy. Te pup, DJ Andy, nu vrei să mă învârt pe platanele tale, DJ-uț? Nu te mai uita așa, dragă. Hai să facem un experiment. Eu de astăzi te părăsesc, gata. Te părăsesc când drept pentru care targetul e în partea alt. Nu, n-am fost atent, mă scuzați, ce... Am spus că dacă mă părăsește Dinculescu, o să te iubesc doar pe tine. Eu sunt foarte optimist, nu o să te părăsească. Vă pup! Le mulțumim tare mult domnului Șocanu. Mergem la un personaj care n-a mai fost prezent de mult în emisiune, respectiv la Ștefan Mămică Junior. Bună dimineața! Bună dimineața, oameni buni! Cred că sunteți cel mai în măsură să ne dați un astfel de răspuns, având în vedere că și la dumneavoastră în familie au fost ceva neînțelegeri cu Zâna Măseluță, drept pentru care hai să vedem ce ne spune domnul Mămică Junior la capitolul cum să trecem mai ușor peste o despărțire. Arde, maestre! Poți să treci foarte ușor. Te-a lăsat iubita sau iubitul după caz. Pleacă într-o vacanță ca să-i faci mare necaz. Să faci boogie-boogie, asta dacă mă ești treaz. Mulțumesc frumos! Auzi ce zice? Viața e frumoasă, zi de ce te-ai supărat. Nimic nu contează, distrează-te că-i păcat. Să faci boogie-boogie, îți trebuie neapărat. Oameni buni, dacă am plecat de acasă, e motiv de petrecere, așa că pune mâna pe-ți bagaje și pleacă într-o vacanță. E timpul pentru boogie-boogie. Nu-i nimic, dacă n-ai bani de vacanță, etichetează-te pe Facebook că ești într-o vacanță. Uha! Uite cum obiști în pelvis. Am intrat în baianul cu Mego. Bine, mulțumim tare, tare mult lui Ștefan Mămică Junior. Mergem și la un veșnic îndrăgostit care ar putea să ne dea astfel de soluții despre cum să trecem mai ușor peste o despărțire, la domnul Evanghelie. Bună dimineața! Da, deci, bună dimineața! Neață! Deci, dacă... Deci, nicio persoană fizică normală la cap, da, deci nu poate trece așa ușor peste o despărțire. Deci, dacă persoana respectivă te lasă, da, în primul rând, tu trebuie să lupți pentru ea. Eu m-aș lupta... pentru ala și cu dragorii de piață, cu dinozaurii, dragorii, e câte, da? Și pentru asta am făcut și o poezie. Ia spus. Oala de mă părăsește, o să lupt chiar vitejește. Și o să vină înapoi să o facem amândoi. Pentru persoana iubită am să lupt și cu o ispită. Lumea să prindă de veste că o iubesc. Care este? Mulțumesc frumos, da. Ne place că sunteți îndrăgostit, că întotdeauna aveți catrene, poezii, refrene, rime și alte nebunii. Vă propunem în guvernul următor ministru al culturii, cu siguranță. Mulțumim, mergem și la palala domnul Becali. Bună dimineața. Cum să trecem peste o despărțire? De exemplu, imaginați-vă că vă despărțiți de un antrenor de la Steaua. Cum trecem peste lucrul ăsta? Ce caterică aici la deușiu. Tati, eu când eram tineri, da, și m-a lăsat o bagă, mă rog, nu mai fată. Zic, da, așa,
Am dat o petrecere, mai înțelegi, de să zguduit Paipira County cu totul, mai înțelegi. Cine? Paipira County. Adică ținutul Pipera. Păi, normal, ce, care-i treaba? Deci asta e recomandarea mea. Mai ales dacă ești tânăr sau tânăr, viața merge înainte, mă înțelegi? Deci te duci frumos, te duci în Planters, dacă te-ai despărțit la ea, cu DJ Adic o să merg și eu, mă înțelegi? Dai tot o petrecere acolo și asta e... Pac, 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 deci, scap de el, te întâlnești cu altcineva, mai înțelegi sau de ea? Bă, deci treci? Viața merge înainte ca Steaua în Champions League, nu? Vrei să alerg. Da, bine. Atunci ca CFR în Champions League. Man United, Man United. Bine, mulțumim. Pa, pupat, că trebuie. Și pa, pentru că ne grăbim îngrozitor de rău, îl avem și pe vărul Colector și pe vărul Buzi. Bună dimineața. Ia, ia, ia. Hai să vedem cum să trecem mai ușor peste o despărțire. Yeah, innocent. Viața merge înainte tot timpul, așa că nu trebuie să speri supra mult. Dacă te-ai despărțit, nu contează. G, I said G, I said G, I said G, și dăm drumul, frate, Colector și Buzi. Chiar dacă ești părăsit, viața merge înainte, e clar, nu te-a meritat. Poate că n-a avut minte, poate că nu s-a gândit ce înseamnă fericirea. Poate că este mai bine, o să vină și iubirea. Poate așa o să treci și mâine este o zi. Dacă n-a fost vina ta, nu te mai gândi la...